Bună ziua! Eu sunt agentul Jvâzân de la Biroul Federal de Investigații. Sunt un agent specializat pe domeniul sportului și pot să vă spun cu cea mai mare certitudine că ceea ce ați văzut mai devreme este o crimă. O crimă a corpului dumneavoastră. Mă chiar o să vin cu câteva argumente pentru a vă lămuri. Dacă urmați exemplul Dianei, riscați să aveți întinderi de ligamente, rupturi de ligamente sau tendoane, întorse, întinderi musculare sau rupturi musculare. Sună bine, nu-i așa? Indiferent de activitatea fizică pe care urmează să o alegeți, este foarte important să nu săriți niciodată peste încălzirea dinainte de antrenament. Foarte important! Încălzirea are rolul de a pregăti corpul pentru efortul fizic. Prin încălzire punem în mișcare toate articulațiile, mușchii și sistemul cardiorespirator pentru a obține starea optimă de pregătire fizică înaintea unui antrenament. Încălzirea reprezintă o formă mentală. Ne ajută să ne acomodăm cu activitatea intensă care urmează. În calitate de agent am oprit această situație absolut deplorabilă, iar în materialul următor o să puteți observa și executa, poate, o încălzire corectă, pe care o puteți face înainte de orice antrenament. Diana și-a învățat lecția. Adventure.
And now you are ready.